În acest moment la Mănăstirea Cașin, acolo unde Elena Udrea tocmai ce și-a botezat fetița. Vedem ce declarații face. De prieteni apropiați, de la Daneș și Dana. Nu, am avut emoții foarte mari. Ține-ți, mama, microfoane, mama. Pentru că în momentul în care a băgat-o în cristelniță, mama, am avut microfoane, emoții. Mama, microfoane. Să... Da. Îi rupem turta mai târziu, îi cântăm la mulți ani. Ce v-ați dorit să-și aleagă de pe tăviță? V-ați gândit? Eu cred că va alege Biblia. Okay. Că să știți că pupă icoanele în biserică cu mare bucurie. Nu mă mir. Da. Și în microfon, da. Îi văd că deja l-a luat. Ce care, pe care, mami, da? Canal de pe acesta luăm? Sau pe la de știri de la Antenă și de la Realitatea, de la RTV? Ce facem, mami? Divertisment? Ce v-ați dori pentru Maria? Ce meserie să urmeze? Și dacă ar fi să rămână în România sau să plece din țară? Să rămână acasă, am adus-o aici, am promis că o aduc acasă de când eram burtică și am adus-o. Și mulțumesc că a avut răbdare și m-a așteptat. Da, poate reușește ea unde am pierdut eu ocazia cu 5 ani. E oare primul președinte al țării? Da, femeie, nu. Până se face ea mare, sunt sigură că vor mai fi femei care vor ocupa funcția. Nu m-am gândit la ziua aia, m-am gândit la ziua asta pentru ea, că o să fie o prințesă și deloc la mine. Mulțumim, Păsescu, va veni până la urmă. Asta nu știu. Mulțumesc că la curtea de apel. Gata, mama, gata. Gata, hai să... Mulțumim foarte mult. Mulțumim, cablu. Mulțumim, la revedere. Așadar, imagini în direct, doamnelor și domnilor, de la Mănăstirea Cașin, acolo unde, în urmă cu foarte puțin timp, Elena Udrea și-a botezat fetița Eva Maria. Momente extrem de emoționante pentru familia Elenei Udrea.